Salutare Deci. și bine ați venit la primul podcast nivelul 2. Cum sună asta? A puvenit râsul. Eu sunt Vlad. Mai a zis o glumă și n-am fost pe fază. Lasă mă să se prezinte, mă. Ah, scuze, prezintă-te. Eu sunt Vlad și ceilalți doi sunt alți tipi de la nivelul 2. Niște bulangiste, niște. Da, pe acolo. Mai ales Chimo. Da, exact. Adrian mă urmează. Aproape. Câteodată te și depășești. Aoleu! Zilego, ne depășește unul, bă. Așa. Ne scuzi, Vlad. Nu mai suntem prim. Ziceam, suntem niște bunăci. Eu sunt moderatorul ad hoc al acestui podcast, impromptu. Nu cu o treabă foarte bună. Nu, exact, nu. Nu, no, mă, face. Da, bine. Hai să discutăm despre revistă sau despre site sau ce mai avem zilele astea sau de ce facem podcast. Ziceam că o să discutăm despre perdeaua mea. Okay. Mă place ce perdea mi-am cumpărat. Din banii abonaților. Din banii abonaților mi-am cumpărat o perdea. Bine, ok. Discuții fără perdea. Mamă, ce pană de retardat a fost ăsta, bă, ia-te-le, bă. Da, era mișto să bagi și de-aia și să tragi perdeaua jos. Discuții. Da, exact. Cine-i spatele perdelei? Numărul 2. Îți două la două. Hai, ok, bine. Hai, ok, nu? Bine, am început bine. Deci dacă ne uităm pe site-ul nivelul 2, putem să vedem că a fost Chimo la un eveniment care se numește RTX Gamers LAN Party, organizat de Nvidia, da, și Lenovo. Gamers LAN Party. Da, a fost o chestie. Ne-am adunat să ne jucăm pe calculatoare ca băieții pe vremuri, la o berică, la un suculeț, o pizza, o vorbă, un țipăt, un strigăt. Unii s-au împins. Ați au urlat. V-a crescut și virginitatea la loc, exact ca atunci? Aș fi vrut eu, dar na. Nu mai. A fost o distracție. Că online o tot ardem, dar față în față mai rar. Cumva Nvidia ne-a scos din casă, știi? Ieșiți, bă, să vedeți cum e. Aoleu. Ce a jucat? A jucat Forza Horizon 4. Păi nu-ți joc, păi. Da. Chiar interesant, nu mă așteptam să fie atât de fain. Și nu. E fain, dar că mai presupun are un model de business de toate genul. Explic. Pe mine m-a disperat interfața, deci mi se pare... Cu interfața te obișnuiești. Problema da, te obișnuiești, cu... da. Nu eram familiarizat cu ea. Că ai văzut că au tot felul de eventuri de-astea pe sezoane și tot felul de nebunii de-astea, care e o chestie foarte mișto. Problema apare când au eventuri pentru care îți trebuie mașini pe care poți să le cumperi doar cu real money. Da, asta e dubios. Carfax și căcaturi de-astea, știi? Și practic nu poți să ai completion ca lumea în joc dacă n-ai Ultimate Edition. Dacă nu cheltui banii. Scuz, dar nu dau 90 de lire pe fucking Ultimate Edition la sobracuri. Da, na, așa sunt Microsoft niște fomiști. Bă, sunt și oameni care nu au ce face cu bani. Asta se și bazează. Da, bă, da, lasă-mă încăcat să joc, știi? Sau lasă-mă să le cumpăr cu bani din joc, dar mai scumpi, gen, știi? Mă rog, pui o mașină de-aia care e pe DLC, pune dracu la 3 milioane de credite, să fac granite de durea până vine rău, dar da, așa ar fi normal. Da, n-am văzut. N-am apucat să... Pe mine asta m-a nevoit cel mai tare la joc. L-am jucat destul de mult acolo, mi-a plăcut, am stat câteva ore bune în el, așa... câteva zile la rând, dar m-au enervat foarte rău. Da, nu-i rău. Acum trebuie și mie un 2080 RTX să joc așa cum trebuie. Ca la LAN Party, că a fost LAN Party cu scule scumpe. Ascultați-le Nvidia. Dacă mergem noi la un LAN Party, GTX. Noi între noi ne strângem. Da, păi nu știu ce. Noi jucăm StarCraft 1. Da, exact. Da, de voi că nu, că e bună, da. Mai ales că a apărut și lumea asta. Exact.
A apărut? A apărut, da. Apropo de Blizzard și de remasteruri, cum vi s-a părut muia pe care și-au luat-o la BlizzCon cu Diablo Immortal? Era evident că s-o și-au muia. Dar ăla a fost programul, știi? Mie mi s-a părut excelent, deci efectiv, când am văzut toate înjurăturile, am început să aplaud, eram, da, așa meritați, bravo. Bravo. Da, a fost un an stupid, adică nu era un an pe care să scoți în evidență, știi? Wow, guess what, în sfârșit, pentru mobile, ceva, de Diablo. Bine, mă. Mi s-a părut absolut excelent reacția internetului, foarte bună, nu a fost deloc blown out of proportion, a fost, da, și-a meritat. Așa. Dacă încheiau cu un Arthur din Diablo 4... Uite, bă, a făcut, era cu tot altceva. A făcut ăștia de la Bethesda frumos, elegant, știi? Pe finalul conferinței, fac un teaser de 20 de secunde, de Elder Scrolls 6, lucrăm la el. Nu gameplay, nu nimic, dar atât, știi? Atât avem, atât am reușit să facem. Da. Filmuleț. Da, se lucrează la el, da. Un fel de, da, confirmare. Nu. Da, confirmarea sau semi-confirmarea a venit după eveniment la Blizzard. Nu, a fost la Blizzard, a fost fix la final, mi se pare. La final de Blizzard. Nu, dar vorbesc de Diablo, de 4. Păi da, la final a fost. Dar n-a venit niciodată filmare oficială de Diablo 4. Nu arăta nimic, doar că se lucrează. La Immortal. La Immortal. Dar la 4 n-au zis nimic. Ah, n-au zis nimic, exact. No, dar parcă de curând a apărut o știre cum că lucrează la el. A apărut ceva reportaj făcut de Eurogamer în care erau niște dezvăluiri de la niște băieți de pe acolo. Că da, cam târziu. Na, dar ei n-au spus nimic oficial decât au zis că da, lucrăm la mai multe proiecte Diablo. Ah, ok, deci poate să fie 3 jocuri pentru mobile. Nu? Da. Câte un joc pentru fiecare platformă. Să fie diferit. Da, da, păi na. Bravo lor, fie sănătoși. Vestea și mai bună e că vor lansa Diablo pe Nintendo Switch. A, da, da. Like everybody gives a fuck. Ceva. Bă, o să fie fain, cred. Adică l-am jucat pe PlayStation acum vreo 2 ani. Și mi-a plăcut, deși mi s-a părut destul de scurt și destul de ușor de terminat. Poate dacă asta alegeam... Poate fi jucat în 4. Bine, am jucat cu oameni de pe internet care se conectau aleatoriu, adică puteai să setezi ca cineva să poată să se conecteze și să joace operativ cu tine. Și din când mai era cineva care venea așa aleatoriu și se conecta și... Câteodată lua mai multă experiență decât din convenea. Ce caut aici? Ce joc e ăsta? Uite, unde am ajuns? Vreau să intru pe Pornhub, să las un comentariu, nici măcar să mă uit la un film și am ajuns în Diablo. What the shit? Satanelor. Da. Bă, niciodată n-am înțeles. Apropo, hai să, o să trecem un pic de la jocuri, dar rămânem oarecum în domeniul internetului, să zicem. De ce pula mea există de-astea de comentarii, frate, la clipuri pe urmă? Explain de acest lucru. O, am ajuns acolo. Există oameni care... Sinevoia să-și împărtășească experiențele? Da, exact. Da, interesant. N-aș vrea să socializezi în real life cu oamenii. Nu, probabil nu se întâmplă niciodată. De-aia îi comentează acolo, că vorbește nimeni. Dar-s curios, frate, oare dau și spoilere? Da. Bă, mai știi, bă, când pac, hai să nu intrăm chiar acolo, că poate să mai uită și copii la noi. O să se uite mama, asta pot să spun. Da, copii nu se uită. Să rămână, doamnă. Da, să rămână, doamnă. Da? S-a uitat? Nu s-a uitat. N-are cum. Cine s-a uitat? Nu s-a uitat, bă, nimeni la noi. O luăm razna. Stai cu minte. Avem și fețe de oameni de internet la care să se uită lumea. Da, exact. Cum am ajuns noi să facem podcast? Cine se crede ăștia? Se cred vlogger? Ce? Cum am ajuns noi să facem podcast? Foarte bună întrebare, domnule. Cum am ajuns să facem podcast? Nu? Ce? Nu am ajuns. Vlad, ar trebui să știi cel mai bine cum am ajuns. Că e inițiatorul acestui proiect, deși noi discutăm de mult despre el.
Păi nu? Vlad te-a bătut la cap suficient de mult și a luat și inițiativa să înceapă să filmeze. Exact, niște. Exact. Că noi doi nu eram în Brașov. Da, noi doi... Și eram în Brașov și discutam și ce fain ar fi, uite, discuțiile acum, astea. Știi? Bine. Da. Deci cum îi povesteam și Vlad, ne-ai mai văzut să facem podcast. Da, dacă ne registra cineva, era în regulă. Când eram în Brașov și vorbeai și cu Aidan, să facem podcast cu Aidan, da. Care nu e podcastul ăsta. Că, na. Mm. Și ziceam, bă, da, ce mișto e, uite, că ne strângem, bem o bere și asta și ieși înregistrăm, știi? Și ne strângeam și bem o bere și asta și ieșea Caterinca, dar din păcate ne filmă nimic. Așa că, dragi... Măcar să ne fi registrat aud, eu. Da, dragi cititori, nivelului 2, habar n-aveți câte podcasturi mișto ați tratat. Pe toate. Data viitoare îl avem și pe Aidan, nu? Poate. Da, ți-a răspuns? Ai aflat ceva de el? N-am nicio idee, dar planul era să... Să ne facem griji? Eu nu mi-aș face griji. Aveam și un episod tematic pe care îl salvăm. Poate data viitoare îl vom folosi. Da. Tematic? Tematic, da. Adică e cu teme? Nu, aia nu mă bag. Dacă e cu teme, cu de-astea, lecții, pentru... nu știu. Ai auzit, Lego, ăștia ne dau teme pentru acasă. Da. Bun. Hai să vedem ce mai avem pe site. Avem un review la Red Dead Redemption 2. Da. Avem. Un review la Red Dead Redemption 2 pe site. La nivelul 2. Nu neapărat la care trebuie, dar avem. Thank you for choosing Zoom. Da, ești ok și gata. Nu trebuie să știe toată lumea ce software folosim Zoom. Nu, pe mi-a apărut un mesaj pe mijlocul ecranului. Da. Sunt curios dacă citești tot cu voce tare, Chimo. Da. Și mesajele de pe telefon. Dacă acum primesc un telefon, o să încep să... Bla, 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 n-ați plătit factura, nu știu ce. Modele primește. N-ați plătit gazul, n-ați plătit curentul, n-ați plătit... Nu știu, n-ați plătit cu viața. Imediat. Da. Ok, mă, bine că... Ce e, Adrian, că... Scuze-mă, te-am întrerupt. Pe mine? Nu contează. Și n-am băut nimic. Dar ce zice? Nu știu ce zice. Nici. Ai uitat? Da. Ziceai de site, de review? Da. L-ai citit? Ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Adică... E o analiză destul de lungă și profundă și e mai mult... Aoleu. Deci, Adrian, e bine că n-ai scris Dumnezeu, că l-o pus să-i pe Vlad, dar dormea la calculator. La pagina 5-8. Nu, cred că mă opream în vreo 12 pagine. Bun, doamne, cred. E boss. Ce vorbești? Mi-am luat 4 pagini retrospectivă. Și era până să încep. Da. Știu, mă, nu, vreau să fac mișto pentru că asta și-am terminat jocul și am petrecut ceva și de ore bune în el și chiar vreau să-l laud așa cum merita. Pentru că e merită. Foarte, foarte mișto, da. E hands down cel mai mișto joc pe care l-am jucat în ultimii 10 ani. Wow. Și e un punct de referință pentru gaming și nu o să fie depășit prea curând. Adică unul dintre puținele jocuri de la care am așteptări să, nu știu, poate să-l depășească e... GTA 6. Cyberpunk. Da, Cyberpunk nu știu dacă se apropie. O să vedem. Dar e... Mai e până apare. Deci are... Cam altă lucrare care trăiește, totuși. Băi, mă refer la partea de open world și de imersivitate și chestii de genul ăsta, știi? Da, are șanse. Uite, Witcher 3 a reușit să... se situeze la același nivel cu GTA 5. Da. Deci... Doar că nu. Una e bugetul Rockstar, alta e bugetul CD Projekt. Uite, ai văzut GTA 5 versus The Witcher 3. Uite-te la bugete, uite-te la cifre, la vânzări, la... Da, o să vedem. Nu știu, eu unul abia l-aștept. Stai seama, toată lumea l-așteaptă, mă rog. Day one, bye, cu siguranță.
pre-order, de fapt. O, clar, nu o să fie, n-are cum. Dacă este prost, o să-l refacă. O să șteargă. Da, it has to be shit. Da, n-ai și cum trebuie. Fici pe... Ștergem tot de la capăt. Ok, mai stă încă 5 ani, da. Fiese ce trebuie. Da, dar... Dacă eu nu mai am PlayStation oameni... și dacă nu cumva apare pe Nintendo Switch, eu nu voi avea parte. Da, nicio șansă. Nicio șansă să apare pe Nintendo Switch. Nintendo Switch 2 o poate că o să apare. Oricum jocul e vreo 2 ani. Ah, apropo, am o ipoteză apropo de lansarea pe PC a lui Red Dead Redemption 2, că știu că toată lumea așteaptă asta cu tipul la gură. Nu, în decembrie, anul următor. Nu doar asta, eu am așa o oarecare bănuială că o să iasă un pachet foarte mișto care o să conțină și pe primul remaster. Da, de 2. Se poate. Aoleu, da, au un remaster pe engine-ul de 2? Da. În același pachet? Da. La prețul unui singur joc? Probabil, de ce nu? Cred că o să dea ca bonus. Pentru deci, că nu... deja nivelele sunt acolo. N-ar fi foarte, foarte mult de muncă și felul în care se termină 2 îmi sugerează cumva că s-ar putea să iasă la pachet cu primul din asta. Bravo, Doamne ajută. N-ar fi rău. E o ipoteză tupită pe care n-am mai văzut-o pe nicăieri doar la mine, dar ar fi ce trebuie, știi, din partea lor. Și m-aș aștepta de la ei să fac o mișcare de genul ăsta. Da. Ar fi ceva. Da. Rupe gura târgului un pic. Oh. Păi acum, dacă ai dat singura șansă să se vândă mai mult decât GTA 5. Da, se va vinde. Da, la modul ăsta, clar se va vinde. Adică, două jocuri într-unul, cum mai va să nu se vândă? Da. Da. Adică, da. Nu știu, să vedem dacă o să fie așa, dacă nu. Da. Oricum, eu nu prea înțeleg de ce încă mai există în 2018, nu știu, separarea asta între PC gamer și console gamer și pizda nosi. Bă, pentru că e vorba de bani. Sunt atât de accesibile consolele în zilele noastre. Dacă ai un deal cu PlayStation, ai luat bani de la ei și vrei să-l respecti sau mai știu eu cine. Mă refer la, lasă companiile, mă refer la gameri. Ah, la gamer, ok. Da, că sunt aia cu PC Master Race. PC Master Race și da, console peasants, da. Țăranii. Masărață. Bine, în același timp, și diferența mare pe care o vezi la prețul unui joc de consolă față de unul de PC? Ce diferență mare, mă? Nu mai există. Nu e nicio diferență, adică sunt la reduceri pe console de puței. Jocuri apărute cu 6 luni la, nu știu, 30% din preț. Da. Dar dacă tot vorbim de Rockstar și de GTA și Red Dead Redemption, putem să vedem că GTA 5 nu a fost niciodată la reducere. Și permanent. Da, cred că niște momente. Nu fie. Au fost. Bine, nu s-a redus la modul ăla. $60 prețul standard. Și chiar dacă acum are... A fost redus. L-am luat eu pe Xbox cu $25. Poate că a fost o promoție, dar dacă te uiți acum... Numai la promoții prins redus. Păi sunt, dar se reduce destul de des. Adică sunt o grămadă de sale-uri de-a lungul anului. E fucking, nu știu, spring sale, summer sale, autumn sale, winter sale, black friday, căcat cu grămadă. Bine, nu apare întotdeauna la reducere. Nu apare întotdeauna, dar, nu știu, da, să zicem, când două din patru reducere apare. Și la o adică... De ce să bagi GTA 5 la reducere când, de când a apărut, este în top 10 vânzări pe Steam? Da, exact. În fiecare săptămână, by the way. Deci dacă încă se vinde în fiecare săptămână la fucking 4 ani de la apariție, la preț full, why bother logic putting it on sale, știi? Da, exact. Pentru tine să... Nu se gândește nimeni la tine, se gândește la ei. Stai liniștit. Ei nu fac reducerile aia că vai, e săracul. Hai să-l dăm la 50 de lei. Nu. Apropo de reducere și de asta, uite, e un joc care a apărut astăzi, care se numește ceva gen Mutant Zero Year sau Year Zero sau o chestie de asta, care e ceva mix între Stalker și XCOM.
și citeam azi review și mi se părea foarte mișto, știi? Și zic, ok, hai să văd dacă e și pe, cum îi spune, pe Xbox. Și mă uit, uite că e și pe Xbox. Și nu doar că e și pe Xbox, dar astăzi, ziua apariției, intra la Game Pass pe Xbox. Mm. Game Pass-ul ăsta e o chestie care e, cât, nu știu, 7 sau 8 lire pe lună. Și ai acces la o librărie de vreo 80 de jocuri pe care poți să le descarci și să le joci oricând. Inclusiv Forza Horizon 4 și ce mai scoate mai plus inclusiv. Și era și ăsta, știi? Și zic, ca ce tare, uite, poți să-l joc fără să-l cumpăr. Ce mișto. Că e inclus în abonamentul ăsta. Deci, stai niște că și pe console găsești o grămadă de deal-uri foarte mișto, așa că argumentul ăsta cu prețul jocurilor de pe console nu mai ține de câțiva ani. Da. Se reduce la fel de multe ca și cele pe PC. Că eu mi-am cumpărat o grămadă de jocuri pe Xbox doar la reducere. Pentru că, efectiv, am stat un pic, 3-4 luni, hop, a apărut și am la reducere. Că nu apar jocuri Rockstar neapărat la reducere, asta e partea de două. Marea majoritate. Da, marea majoritate apar. Ca să nu mai știu că, uite, de exemplu, și la EA poți să iei mizeria de subscription de la ei, nu știu, Origin sau care. E PES. Nu știu cum îi zice. E PES, dar ai acces tot așa la jocuri relativ. Da, dacă te abonezi, da. Da. Ori în ziua apariției, ori la urmă, ori după. Adică mi s-a părut interesant că abonații au avut acces la Battlefield nou o săptămână înainte de lansarea jocului. Da. Adică eu dau 60 de euro pe el, cum ar veni, și joc da. După aia care dau 10. Da. Oarecum. E accesibil și pe console. Gaming-ul nu mai e, era înainte că era, mamă, toate jocurile 2 milioane jumate și ce căcat faci. Nu. O singura diferență e că acolo trebuie să plătești tu un abonament lunar ca să joci și online. Da. Ceea ce e mizerie, da. E o mizerie, într-adevăr, dar trebuie să facă și PlayStation bani ceva altfel. Bine, pe de altă parte, pe lângă jocuri online, mai e și beneficiu că primești niște jocuri moca, știi, pe perioada asta. Da. Ceea ce care câteodată sunt chiar ok, da. Deci, again, oricum o dai, poți să joci relativ ieftin. Da. Hai să revenim puțin la tema pe care am abordat-o adineori legată de articolul de pe site cu Red Dead Redemption 2 și văd că Pumnezeu, oricum l-ar chema în numele lui real, i-a dat nota 9. Noi nu știm să nu Red de Zuluf. Zuluf. Da, nu știu, Vlad nu l-a prins pe Zuluf. Da, e ok. I-a dat nota 9,5. Ăștia care l-am prins știm. Da, nici nu știi ce ai pierdut. E ok. Voi amândoi ați jucat Red Dead Redemption, nu? Eu nu l-am jucat. Încă nu l-am jucat. Ok, ce notă i-ai fi dat? Stai pe top. Ia zi. Nu știu ce fac aici cu... i-aș fi dat 10. 10 curat? Da. Văd că Zuluf, sau cum îi spuneți, nu a făcut o listă așa cum făceam noi cu plusuri și minusuri. Da, am renunțat eu la ea, oarecum. Ah, bine. Dar ideea e ce minusuri ar putea să aibă. Că toată lumea laudă... Păi n-are, dacă a luat 10. A luat 9,5. Păi da, dar poți să zici că e 10. A luat 9,5, probabil se încărca lui mai greu. Nu știu, ceva, o hartă. Are un PlayStation în primul rând. Singura chestie pe care aș putea să-i reprojez jocului este controlul greoi. Și că nu e un pic mai flexibil pentru jucătorii care preferă să se, nu știu, grăbească un pic. Deși mie nu mi s-a părut un minus chestia asta. Adică ideea e că jocul trebuie jucat oarecum în ritmul pe care îl impune el. Nu e sandbox în stilul GTA să voi iei razna pe acolo și să faci ce vrei. Nu e vorba că nu poți să faci chestia asta, e vorba că te pedepsești un pic dacă faci chestia asta. Temperează, la. Controlul câteodată e infect, it takes a lot of getting used to it, dar cam asta e singura chestie pe care i-aș reproșa. În rest, din toate punctele de vedere, e 10 curat. Uite, mi-a apărut un mesaj acum de pe Battle.net, cum că Call of Duty 4 ăsta, Call of Duty Black Ops 4 acum Black este jucabil, Ops, în sfârșit e jucabil. Black Ops 4 jucabil 100%, da. Le place să-mi amintească că
Poate e jucabil azi. Poate nu te va deconecta de la server. Poate... De metode și de instalează. Ah, păi urmează. Mai un pic. Îi faci Jibiu? Da, păi am început. Am scris o pagină sau o pagină jumate. Nu termini imediat. După... Da. Jumătate de pagină să fie rândurile și nota. Exact. Oricum, o pagină întreagă. În plus, de fapt. O să șterg. E cu multe poze. Da. Am văzut acum. M-au amuzat băieții de la... Eu le zic ING. IGN, când au decis să... până 3 sau 4 oameni să-i facă review jocului, atât de complex li s-a părut. Frate, deci pe bună, mă. 3 inși să-l joace, al 4-lea să-i facă, nu știu, rezumat, să dea verdictul final, nota. Și cât a luat? 3 jocuri într-unul sau ceva de genul ăsta. Bă, ești e multiplayer, fără single player, nu știu, jumătate de joc, la preț de joc întreg, să fim serioși. Da, e pentru unii prea mult de procesat. Atâta informație. E genul, nu sunt tocmai cine. Un joc numai cu mâncă, ce facem, frate? Dacă bă, dar pot a făcut la mișto. Făcea review imediat. Poftim? Pot a făcut la mișto. Nu, nu, că i-au dat și notă separată ea. Și după aia a venit articolul final. Nu știu, multiplayer-ul ăla 7, deși mi se pare fain. Zombie se pare mai puțin fain, dar mai mare. Okay. Și Blackout-ul chiar e un battle royale în principiu foarte mișto, dacă n-ar fi foarte băguit, dacă n-ar exista probleme legate de servere, în speță servere instabile. Se va rezolva în timp chestia asta, știi? Și când se va rezolva o să apară următorul Call of Duty și ăsta o să moară, o să fie ok. Sau nu? Ce trebuie. Oricum, e fan în... Battle Royale-ul lor e chiar fan cu prieteni, știi? Până când îți dă un mesaj de deconectare de la server și îți bași picioarele. Închizi toate capa. Jocurile multiple sunt mișto cu prieteni. Mai n-aș pe când... Am văzut acum pe site că Red Alert primește un remaster. Abia acum ai văzut. Da, acum am văzut. Nu știu de când e știrea. Citesc, 22 noiembrie. O să tau mai jumătate. Newsflash, nici măcar redactorii nivelul 2 nu citesc nivelul 2. Exact. Da, o să aibă un remaster. Cred că o să fie interesant. Chiar mișto. Atât? Asta e tot? Atât. Atât, va fi mișto. Adică nu, am văzut și la fire. Toată lumea știe despre ce e vorba. O să fie pe engine-ul nou, rezoluție 4K, probabil animații mai frumoase. Nu? Adriane, bă, Tania. Da, mă, din Red Alert. Ah, da, altă Tania, scuze. Mortal Kombat. No, mă gândeam la un film porno, da, ok. Avea comentarii? Hai, de ce la rusesc? De-a bine, de exact. Da. Da. Uite, da, apropo de, apropo de filme porno, să vă zic o poveste funny din UK. Aici când îți faci abonament la telefonie mobilă, vine default cu parental controls. Telefonul? Nu, abonamentul. Sunt anumite adrese pe care nu poți să intri. Și okay. Tu știi asta că? Și eu știu asta pentru că am vrut odată să accesez unul din site-urile alea și fix în momentul ăla potrivit m-am trezit că hop, n-am acces. Și a fost o discuție tare interesantă cu aia de la Customer Service de la Vodafone. Știi? A prins că nu ești copil. Dracului aia. 18% section cu aia eram. Bă. Da. Interesant.
Da, da. Da, n-am știut. Dar parcă mi-ai zis odată pe chestia asta. Posibil. Uite-te. Da. La noi o să interzic accesul la site-ul nivelul 2 Vodafone. Da. Da, exact. Suntem prea political, incorrect. Oh. Da. Să dispară ăștia. Da. Chiar, Chimo, știi ce ar fi amuzant să facem? Dacă lăsim briz ca noi, poftim? Știi ce ar fi amuzant să facem? Să citim mail-uri de la cititori. Cine dracu mai trimite mail-uri? Acum lumea scrie. Era fain dacă aveam discuția asta cu vreo 10-15 ani, când primeam scrisori de la cititori, la redacțiale, bă, de la pușcăria și de astea. Da, era mișto. Da, chiar, care a fost cea mai amuzantă poveste? Telefoane de la pensionari de 60 ceva de ani, care nu poate să treacă de nu știu ce nivel, de nu știu ce joc full dat cu Viva. Alea erau tare, că nici... De asta să răspunzi, n-ai jucat jocul, ce zici omul? Nu știu cum ai, începeai să cauți prin toată clădirea până care a jucat jocul ăla. Bă, vin o dată de fapt, te caută cineva. Cine? Restul. O discuție de jumătate de oră în care omul era trecut la nivelul următor, cum ar veni. Deci spune-mi că Ciolan a primit telefon de la o pensionară de 65 de ani care nu reușea să treacă de un nivel, că... Se l-a chemat acasă. Nu am înțeles la telefon. Nu știu, vine să-mi arăți. Că nu te văd. Da. Dar putem sugera să ne lase comentarii pe nivelul 2 pe pagina unde probabil o să apare și ăsta. Că pe alea 2 pe YouTube nu o să le citim, pentru că de obicei sunt numai copii cretini acolo, no offense. În general nu citim. Da, bine, asta e partea. Eu o să le citesc. Bine. Pe alea de pe YouTube? Pe cele de pe YouTube. De pe YouTube? Uai, ești masochist, what the fuck? Adică avea niște conversații foarte active pe baza lor, nu? Nu erau. Păi nu, trebuie să fim peste tot, trebuie să fim și acolo. Cineva trebuie să ne reprezinte și acolo. De ce nu, Vlad? De ce nu pe cititorilor? S-au oferit, exact. Nu e problema de cine face primul pas în față, ci de... Na, cine se face primul pas în spate. Mă referam, Chimo, mai mult la faptul că încă primești mesaje pe Facebook și sunt unii care săptămânal îți reamintesc de faptul că n-a apărut încă revista. Da, încă n-a apărut. Aia mă întreb și eu când apare. Când apare revista? Trebuie să facem un meme cu fața asta. Când apare revista? Când mai apare revista? Nu da. Știu, adică e admirabil până la unii. Da, e admirabil. Din păcate, e irealizabil. Nerealizabil. Adică, lasă-mă că știu eu acum. O să fie 16 pe aici care o să audă că ai zis când mai apare revista și o să zic că e un indiciu acolo în fraza aia și că de fapt o să apară luna mai revista. Aoleu! Ai venit-o! Da, se prind. Da, și teorii de-astea. Bă, spoiler! Easter egg-uri, chestii de-astea. Da. Subtire. Și numărul ăla va fi și ultimul număr level. Da. Integrat acolo. O anexă. Uite, asta ar fi tare. Adică n-a fost lansat. Nu, ar fi tare. Nu a fost lansat niciodată. E în colecția lui Jaunty de PDF-uri? Este doar articolul de la Assassin's Creed. Este. Articolul de Assassin's Creed, dar nu e revista. Nu, revista nu. E păi, cumpărat așa articolul de Assassin's Creed. Păi l-a pus... Cine l-a pus? Chiar Aidan, nu? Ovidiu l-a pus pe site. Parcă, mai știu, un moment dat. Posibil. Nu știu ce articol, da. Trac, mai știe cine are drepturile pentru... Bine, oricum, cred că Marin nu e drepturi pentru... Păi dacă intră din insolvență, ce ducă de drepturi? Păi da, dacă brandul a fost luat de altcineva și vrea să facă ceva sau nu vrea să facă ceva, doar să încurce ceva, nu mai de unde să știu. Bine, nici m-am interesat. Hai să vi-l arăt pe camă. Așa, pe regulă l-ați văzut? Nu l-ați văzut? E cam.
S-a locat. Ce pulă mare are! Păcat că așteptam nu mai are. Comentariul ăsta. De când îl aștept? Da, nu, cenzurăm. Ce coadă mare are. De ce să cenzurăm, mă? Da, exact, jos cenzura. Normal. O să pun direct pe YouTube și nu o să editez prea mult. Eventual mai pun gesturile și reacțiile în timp ce altcineva vorbește, dacă cineva face ceva. Ale cititorilor. Da. Este excelent. Da, am vrut să spun altceva mai devreme și am uitat. Te rog, continuă. Păi n-am văzut că uitat. Am putea să... Continuă să uit. Am putea să scanăm ultimul număr level ca să fie cumva publicat pe internet? Nu, de ce? Nu știu, e o curiozitate de-a mea, știi? Adică poate că unii oameni sunt atașați emoțional de revistă și se gândesc cât de bine ar fi dacă ar putea să... Ghinion! Ce pot să zic? The chemotroll face. Bine, o parte dintre articolele de acolo, sub o altă formă, au apărut după aia pe site. Știi? Nu mă refer la review-uri. Articole din categoria specială au apărut, au fost un pic regândite, reeditate, actualizate cu noi informații și au apărut pe site. Deci... Nivelul 2.ro? Exact. E mai acolo, departe bro? Știi ce să faceți. Cât mai stă online, după aia mai vedem. Stă online. Se prelungi domeniul ăla? Nu. Chiar, mă, chiar acum trebuie plătit anual. Bă, da, mă, pe anul ăsta. Da, va trebui prelungit. Da, mă. O să facem chetă și finanțăm. Mă ocup, îmi zici și mă ocup. Da, am uitat. Ce mă, ce te ocupi? Lasă, se rezolvă. Am niște băieți la București care cu asta se ocupă. Ies pe stradă și... Cumpără domenii. Ies pe stradă și prelungesc domenii. Bă, e vină omul. Nu mă, să-ți prelungesc domenii. Băiatul, băiatul, ai un domeniu de prelungit? Te ajutăm. Facturi, facturi, te-ai facturi, facturi. Exact, aia e factori, factori. Ca pe Colentina! Da, Vlad. Da. Am văzut că a apărut pe Vice pe 25 noiembrie un articol care se numește Tipii care au prins nebunia gamingului în România anilor 2000 mi-au zis cum au trăit-o la level. Și practic e un interviu cu Marius Ghinea și Vladimir Ciolan despre level... Și da. Ești și tu menționat pe undeva pe acolo. Da, au zis și de mine. A fost un prost care a făcut o rupă, care a continuat tradiția, dar pula. Nu merită invitat. A plecat în Ibița cu banii abonaților. A fost invitat cu o zi înainte. Din păcate, n-am reușit să-mi schimb programul din ziua respectivă și n-am ajuns la discuție. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo. Dar nu, asta e. Oricum, realitatea exactă pe care băieții au expus-o în articol. Au fost vremuri faine, într-adevăr. Începutul a fost mișto. Și partea din mijloc. Spre final s-a mai împuțit un pic treaba. Nu? Trebuia să împută. Că poate să fie o boierie. Totdeauna. Uite, știi ce ar fi foarte tare? Să... Avem un podcast pe care să-l dedicăm doar jocurilor full pe care le-am luat de la level. Că eu atunci când eram preadolescent, copil, cumpăream revista și nu aveam altceva să mă joc, așa că aveam CD-ul ăla cu care eram blocat până când apărea următoarea revistă. Așa că stăteam și jucam și uneori era o porcărie de joc. Nu puteam să... Foarte rar, foarte rar. Nu cel mai fain să ajung la nivelul despre... Cel mai tare ar fi să discutăm despre ale dintre ele care erau de fapt piratate trollurilor cu creme. A fost unul singur. N-a fost piratat jocul, cât a fost înlocuit executabilul.
A, deci ai luat crack-ul. Am luat un crack. Razer, nu mai știu. Păi nu, că am primit masterul de la producător și mergea, bă, jocul instalat. Incredibil, nu știu, se bușea undeva și a doua zi trebuia să intre revista în tipar. Cu aia ce faci? Păi, mei, am o soluție, s-ar putea să nu-ți placă, boss, miță. Dar... asta e, fugi acasă, la 3 noaptea eu fugeam acasă să iau CD-urile cu nu mai știu, Red Faction, spart. Și noroc că pe ăla era executabilul de la Razer. Hacker era. Și cu ăla mergea instala, mă. Cu ăla lui, de la mama lui, nu mergea. Am rămas și noi proști. Și când? Revista treia să intre la tipar, DVD-ul la fel, la multiplicat, a doua zi dimineață, unde să mai stai? Cine îți mai trimite la ora aia ție ceva? Și asta a fost. A fost vremuri amuzante. Bine, în momentul ăla nu era amuzant. Că... da, o zis. Da, a mers. Mai avem altceva practic de pe site să discutăm sau aveți alte teme de propus? Toată lumea vorbește despre site-ul nostru. Nu știu ce am mai putea discuta noi. Nu? Toată lumea vorbește despre nivelul 2. Da. Păi, mei. Corect, așa e. Dacă n-ar vorbi, n-ar exista. Când iese revista. Exact, atât am în cap revista. Măi, dă bani și spate. Îți fac două. Îți fac și un chip așa cum trebuie. Chiar a ieșit numărul la aniversar de 20 sau 25 de ani de la chip. Hai că tot era cu articole traduse de pe net? Nu, mă, nu-s traduse de pe net. De la chip Germania, mi se pare că le iau, nu? A, nu știu. Da, probabil. Văd că n-au nici site. Nu. Noi n-avem revistă, nu? Facem un troc. Facem o combinație, băieții, aia cum facem noi site-ul. Mergi-ne și nouă revista, pula. Nu o să scriem, noi chiar o să scriem în revista aia, nici nu o să traducem de nicăieri. Nu garantez. Da? Tu? Ai mai tradus de undeva? A, nu garantez că scriu. Dar era vorba de tine. Pe bani. N-o scris. Nu ne glumim. Putem plăti. Da. O să-ți dea salariu de la de 3.000 de euro pe lună. Nu? Așa puțin? Da? Adevăr e că mă ridic de pe scaun pentru 3.500. Atunci cum bani mine, mă duc să cumpăr și pâine. Miru covrigi dimineața. Da. Atunci mă gândesc că ar fi cazul să încheiem, că avem mai mult de jumătate de oră și sincer nu știu dacă ajunge cineva până aici să asculte. Ei, ce nu știu dacă ajunge chestia asta pe internet, pura, dar să ajungi cineva. Da, exact. O să-mi dai un cont. O să fie vreo 2-3 masochiști care să uită. Da, eu, tu și cu Vlad. Da, noi, ca să râdem de noi, știi? Deci, cum arăt, cum fața am, ce prost sunt îmbrăcat. Bă, trebuia să zici tu, mă, că e cu video. Nu mi-ai zis decât acum am aflat. Hai, lasă-o, puneți bine. Da, înainte să înceapă conferința. Mă îmbrăcam și eu frumos, mă aranjeam, îmi luam căștile wireless pe cap, nu figurile astea. Hai, lasă că stă bine. Am băgat doape în urechi. Îți făceai facelift. Fake lift. Arată-ne-l pe Lego, dacă tot e acolo. Păi l-am arătat, nu? Mai devreme. Nu. Nu? Lego, hai, vine aici. Hai, hai sus. Hai. Excelent. Cine acolo, Lego? Salut, Lego! Cine bea fără mine? Cine ăla?
Da, e relegă. Avem mascotă. Îi vezi? Ce vrei? Da, păcat că n-a fost și eu video. Discuția ar fi fost mai interesantă, mai animată un pic. Dar pentru primul nostru podcast, cred că a fost ok așa, adică... A, deja îi dăm notă, nu așa? Mi-a lipsit berea, mi-a lipsit... Trebuie să zic joint-ul, țigara? Nu bagă în mine de-alea prostii. Doamne, mă, țigări din magazin. Mai bun. Păi de acolo vine totul, e ok. Da. Da. Bun. Da, mi-a făcut plăcere, băieți. Rămânem în conversație? Mai facem o săptămână viitoare? Da. Poți să oprești înregistrarea și ne mai stăm de vorbă, vă, îmi place. Păi nu, ziceam să facem, hai să rămânem cu podcastul, hai să facem una viitoare. Da. Unu. Poate l-avem și pe Dan. Poate da, așa facem un mai bine. Da, n-ar strica să fim vreo 6 care vorbesc unii peste alții, știi? Exact. Până una peste alta, dacă ajunge chestia asta pe internet, vrem să mulțumim tuturor celor care au răbdare să se uite și ne cerem scuze că nu suntem cei mai profesioniști oameni, după cum s-a văzut încă de la început, nici nu o să ne schimbăm. Nu, și... poate ar trebui să te schimbi. Nu, aspir să fiu un om mai bun. Ok, s-a terminat discuția. Lego! E ok, mai curat, nu put. Just check. Așa, da. Și, da, cam atât. A fost frumos. Mă bucur să vă revăd, mai ales pe tine, Adrian, că nu te-am văzut de mult. Corect. Vii pe aici, anul ăsta? Nu. Nu vii? Nu. Vine la tine? Oricând. Când termină ăștia aeroportul. Bine, dar să înseamnă să ai bani de avion. Nici o problemă, are vreo 34 de lire. E ok. Da? Păi, pui mei, mai ieftin ca trenul. Da. În România. Da. Tare. Da. A fost distractiv. Vlad, ești responsabil cu tăiatul, nu? Și cu editatul? Da. Sau îmi dai un cont de YouTube. Și eu o să, practic nu mi-am mai mult de o oră să-l editez. O să pun fișierul, contul de YouTube. Let's take this offline. Da. Bine. Atunci, bun. Ne vedem săptămâna viitoare. Ne vedem. Așa sperăm. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute. Da. Bine, mă. Hai. Bun. Pa, băieți. Pa, băieți. Pa. Top record. Ne revedem.